Reguli depistate și în taberele din Vadului Vodă, după ce plângerile înaintate de părinți, potrivit cărora din alimentația micuților din grădinița lipsesc fructele, legumele și lactatele, un grup de lucru din cadrul primăriei Chișinău continuă verificările. Specialiștii au mers atât în instituțiile preșcolare, cât și în taberele de odihnă. Inspectorii verifică dacă este respectat meniul model propus de către Centrul de Sănătate, precum și calitatea produselor alimentare. În cadrul verificărilor de săptămâna trecută s-a constatat că o tabără finanțată din buget corespundea tuturor cerințelor. Altfel stau lucrurile însă în cele private. Specialiștii au depistat mai multe nereguli. Nici meniurile nu erau perfectate corect, cu toate că erau fructele de sezon și legumele de sezon, dar nu erau specificate care sunt. De asemenea, au nevoie încă de reparații capitale a blocurilor, de igienizare a blocurilor, de salubrizarea teritoriilor, deci mai multe obiecții. Totodată, potrivit lui Suveica, din cauza condițiilor precare de păstrare a bucatelor, a fost înregistrată o creștere a cazurilor de boli diareice. Acum, pe timpul caniculei, în ultima săptămână, s-au observat mai multe cazuri de boli diareice acute, deci o majorare de 2 ori, având 304 cazuri înregistrate, dintre care 200 sunt copii, sau 66%. Aceste cazuri nu sunt cazuri deci, în focare, ci sunt cazuri sporadice și în legătură cu întrebuințarea bucatelor și păstrarea în condiții deci nu conform temperaturilor. Precizăm că toate controlele similare vor fi efectuate și pe parcursul acestei săptămâni, din grupul de lucru pentru verificarea alimentației în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiu fac parte specialiști din cadrul primăriei, Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Direcției Sănătate, Centrului de Sănătate Publică, dar și părinți care au copii ce frecventează grădinițele municipale.